Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun regăsit la Torino Web Știri, telejurnalul nostru în limba română de astăzi, 2 iulie, realizat și prezentat de o echipă a redacției web a primăriei din Torino. Vădem pentru început, așa cum v-am obișnuit în ultima vreme, câteva repere ale agendei următoarelor zile. La 2 iulie 1838 a apărut la Brașov Foaie pentru minte, inimă și literatură. Publicație condusă de George Barițiu, un supliment literar al Gazetei de Transilvania. La 4 iulie 1776 a fost adoptat documentul numit Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii, prin ratificarea sa de către Congresul Continental, prima entitate conducătoare a noului stat creat. La 4 iulie, însă, în anul 1864, este emanat decretul domnesc privind înființarea Universității din București, care reunea într-un singur corp facultățile de drept, științe și litere. Ziua de 6 iulie anului 1600 a rămas în istoria poporului românesc, drept ziua în care Mihai viteazul. Se intitulează, într-un hrisov, Domn al țării românești și ardealului și a toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române. Unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai a anului 1600. Astăzi noi vrem să reevocăm în 30 de secunde acest moment emoționant din viața neamului nostru, propunând adulților școliți în România să revadă, iar micuților care au făcut ochi în ultimii 15-20 de ani să vadă pentru prima dată acest moment din filmul Mihai Viteazul, realizat de Sergiu Nicolaescu și interpretat magistral de un neuitat Amza Pelea. Doamnelor, domnilor, Mihai Viteazul. Și astăzi se împlini porunca cea din vechi. Să stea la oaltă cei dintr-o singură mamă. Țara românească, țara Ardealului și țara Moldovei. Pohta și-am pohtit eu. Și începem ediția noastră de astăzi cu o veste îngrijorătoare. Mulți dintre români pleacă spre România cu mult înainte a începerii vacanțelor de vară, căci multe județe, în special jumătatea nordică și estica României, se află de câteva zile sub ape. Peste 160 de localități din 22 de județe au fost inundate în ultimele 24 de ore. Aproape 900 de persoane au fost evacuate din case, în vreme ce peste 2800 de angajați ai Ministerului de Interne și altor structuri au intervenit pentru a salva persoanele și pentru a limita pagubele. Și pentru că vorbim despre România și despre vești proaste, iată alte două vești, în măsură să îngrijoreze pe cei care se străduiesc să agonisească câte ceva în țară. Guvernul a decis ca persoanele care dețin în proprietate mai multe clădiri să achite impozite majorate cu 65, cu 150 și cu 300% în funcție de numărul caselor deținute. Diferența de bani trebuie să fie achitată până la sfârșitul anului sau până în luna lui septembrie, dacă se dorește acordarea unei bonificații în plus. De asemenea, impozitul pentru mașinile cu o capacitate cilindrică de peste 2000 de cm3 a fost dublat. Să lăsăm însă gândurile negre și să vorbim despre vacanțe, bine meritatele vacanțe. Până în data de 31 iulie sunt activele centrele estivale Estado pentru tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, care își petrec vacanța de vară în oraș. Punctele Estado propun activități sportive, laboratoare de muzică, teatru și dans, cursuri de radio și de video. Participarea este gratuită, nu este necesară niciun fel de înscriere este suficientă doar prezentarea la fața locului. Și încă o veste îmbucurătoare pentru cei care rămân în Torino, sub arșiță în această vară. Amatorii de bune afaceri trebuie să știe că sâmbătă 5 iulie ia startul campania de vânzări cu preț redus la sfârșit de sezon, care va continua până în data de 27 august 2010. Asociațiile care se ocupă de protecția cumpărătorului atrag însă atenția că prețul inițial al articolelor trebuie să fie afișat alături de prețul redus, exprimat atât în procent de reducere cât și în valoare în euro. Vânzătorul va avea obligația de a înlocui produsele defecte și de a rambursa, în cazul în care acestea nu pot fi înlocuite, întreaga sumă cheltuită. Începând cu data de 8 iulie 2010, adică peste câteva zile, în Piemonte va fi lansat bisăptămânalul Ora, o publicație destinată românilor din regiune. În cele 32 de pagini full color, dintre care patru în limba italiană, vor fi cuprinse evenimentele românești de pe întreg teritoriul italian. Portalul publicației este deja online la adresa oraromâniei.com și tot joi, dar la orele 18 în spațiul San Michele Arcangelo din Piața Cavour numărul 12 la Torino, va avea loc inaugurarea unei expoziții de sculptură contemporană aparținând artistului Ionel Alexandrescu. Expoziția care va rămâne deschisă până în data de 31 iulie va putea fi vizitată zilnic între orele 15 și 20. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția noastră de astăzi, vineri 2 iulie 2010, a Torino Web săptămânalul portalului nostru în limba română. Toate edițiile noastre precedente sunt disponibile pe portalul YouTube în secțiunea primăriei din Torino și nouă nu ne rămâne decât să vă toate cele bune, un weekend minunat, la revedere și pe săptămâna viitoare!